o să mă invidiați voi acolo în platou, da, și bine spun ce spun, na, că nu v-am promis degeaba de-a lungul timpului când am venit în platou că alerg să ajung la concertul Fuego. Concertul are la Pitești în seara asta și pentru că l-are concertul la Pitești, o să o întreb pe cine? Pe frumoasa, inconfundabilă, manechina, subțirica, vină lângă mine, estimată doamnă Marcela... Marcela Fos. Copii vrea șapte. Cu efect gol! Soțul, stai liniștit că-ți mai face. Hai să facem copii. Când intră Fuego? Fuego nu mai vine. Cum să nu mai vină? Eu l-am văzut pe afiș ce aici. Mai era afișul de anul trecut. Houston, we have a problem. Păi și tu de ce ești la spectacolul anul ăsta? Eu uite așa, mie îmi place să stau mereu pe aici, pe holuri. Ce crede, neicuță dragă? Marcela, fuota! A zis. Păi da, că... A zis, fuota! Da. Păi ce? Păi tu ești acum, dar... Alo, după... cine? Când intră Fuego, doamna Miara? Păi, dragă, Fuego este prietenul meu. Da. Și mi-a dat telefon și a spus că tu nu știi unde ești. Aici, la spectacolul, cu Enceanu, cu Steliana Sima, cu Mariana Căpitănescu, cu Gelu Voicu, cu Mioara Velicu. Deci nu știu unde ești tu, Fuego. La Pitești. La Pitești. La Pitești, la cotitură, Aladin, Alada. Cu Fuego să trăiești. Măi, să trăiești. Nu, Fuego e, nu știe unde ai venit la spectacol. Oh, ai fi tu în stare să-mi faci așa ceva? De-ai fi tu sarcie la mal, m-aș face râu la umbra ta. Doamna Miara, mă iertați, mă duc să-l caut totuși, da? Bine, doamna Miara, mulțumesc.